Dar, iarăși, la nivel de mentenanță, ziceau că în momentul în care îți dai seama că una nu funcționează, se aplică același principiu, poți cu termoviziune sau cu o dronă cu termoviziune să vezi cam care funcționează, sau dacă nu, începi să împarți acoperișul în jumătăți, ai luat o jumătate, ai deschis, pentru că tu poți să vii să ridici, te urci pe acoperiș, iei cablurile, deci iei cele două cabluri, pui un ampermetru sau un voltmetru și poți să-ți dai seama dacă pe circuitul de aici ai sau nu curent. Adică dacă îți răspunde sau nu instrumentul de măsurare și atunci îți dai seama că până aici e bine. Poți după aceea să te duci, ridici aici și dai seama că ele sunt legate așa pe diagonală, că legarea lor este în diagonal. Măsori aici și poți să vezi dacă funcționează sau nu. Dacă tu ai făcut o măsurătoare aici și ai făcut o măsurătoare aici și în intervalul ăsta ți-ai dat seama că ceva nu funcționează, înseamnă că este stringul ăsta de bucăți care nu funcționează. Și atunci te duci pe linii, le deschizi pe toate, coarda de siguranță totdeauna importantă, te cocoți, le iei, le desfaci, măsori și identifici care panou nu funcționează. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.